Așa, noi suntem implicați acum într-un proiect, dorim să facem un parc și sunt persoane, chiar consilieri, și îi spun așa, dar de ce tu vrei să faci parc? De ce ne-ți dă ție voie? Dar și numai anumit acolo să faci parcul ăsta. Ce resurse? Resurse, am făcut și... Căutare de fonduri, da? Colectare de fonduri, da, fiindcă susținerea este personală la noi în sat, susține. Doar acum s-a schimbat primarul și ne mai susține, așa ne mai zice, bine, o să vă ajut. Dar un consiliu al elevilor există? Există, dar consiliul elevilor tot este dictat și condus și dacă... Adică nu... Dar cum a fost ales... echipa acolo, cum a fost ales? Este consiliul de senatul liceului. Ha, eu vreau. Eu tot vreau. Când a venit să o scris pe listă, este... Senatul doar realizează unele, spun așa, sărbători, activități. În rest, ideea senatului, intermediar între elev și profesor. Fiindcă, vedeți, noi întotdeauna spune problema. Elevii activi care învață bine. Dar aici care nu învață bine sau care considerăm noi răi, e tot au punctul lor de vedere și noi trebuie să luăm în considerație. Dar noi asta nu facem. Fiindcă noi spunem așa, fiindcă noi ne este dictat de profesori. Ai să-i rău. Nu trebuie să alegi să participi. Că ai stat să fac așa, să fac așa, să fac așa. Dacă îți faci veserat și nu vrei să spui, ia că eu vreau să aleg și ala dintre noi, dar el nu se... Dar profesor spune, dar el pe tine este jute? Că el e rău, el face așa, el face așa. Până acum am avut conflict foarte mult cu profesorii. Totdeauna am încercat să zic, băi, uite, nu e bun așa, și am chiar istoric, zic, nu, profesor. Și nu știu, până am notare nu s-a afectat, pentru că mulți mă știu, persoana care nu tași. Eu, profesor, știu că asta nu stă, ca să fac și nu ne afectează. Adică, la mine asta e plusul, nu ne afectează nota. Mă bucur că nota e așa. Ei numai și închipă că ar putea să mai cheme dat 4 televiziuni.